Dragii mei, vă spun și eu și vă salut cu salutări sfinte din Casa Domnului. Mă bucur să fim împreună din nou în Casa Domnului aici unde Dumnezeu lucrează în noi caracterul și atitudinea Domnului nostru Iisus Hristos în fiecare din noi. Sigur, venim aici ca mintea noastră să se renoiască cum spune Pavel în 12, în Romani, avem nevoie de o renoire a minții noastre. Pentru că renoirea minții noastre implică inițiativă și hotărâri și decizii care trebuie să le luăm noi înainte de a fi binecuvântați cu voința și înfăptuirea care o dă Dumnezeu peste noi fiecare. Uzăm foarte des acest cuvânt. Dumnezeu dă voință și înfăptuire și așa este, El dă voință și înfăptuire. Dar după ce arătăm alegerea noastră, după ce arătăm inițiativa noastră de a ne corecta viața conform dreptarului cuvântului lui Dumnezeu și Dumnezeu să facă și în această dimineață, ca la sfârșitul acestui timp de închinare să avem inițiativă în decizii pentru a ne schimba viața conform cuvântului Lui Dumnezeu și principiul Evangheliei Lui Hristos. Căci din cuvintele tale, spune cuvântul Domnului Matei 12,37, căci din cuvintele tale vei fi scos fără vină și din cuvintele tale vei fi osândit. Acest verset este central mesajului meu din dimineața aceasta. Este un mesaj relativ la nevoia de comunicare între mădularele trupului Lui Hristos. Cunoaștem cu toții că Pavel vorbește despre această, această armonie în trupul Lui Hristos între mădulare care fac parte din trup. Ori dacă vorbim de mădulare, sigur care au o funcționalitate unică sunt unice în funcționalitatea lor. Fiecare mădular diferă în funcționalitatea lui. Dar au o platformă comună în trup, o platformă de interes și scop comun, care este viața veșnică pentru părăția lui Dumnezeu, zidirea noastră spirituală. Dar între aceste nivele la care se află mădularele trupului, există această bază relațională de comunicare. Mesajul meu se dorește a răspunde nu din punct de vedere social, nevoia uh, relațională socială, nu sunt sociolog, ci vorbim despre comunicarea între mădulare în trupul Bisericii Lui Dumnezeu, în Biserica Lui Dumnezeu. Să învățăm cum să ne relaționăm în acest complex al comunicării dintre mădulare. Vedeți, dacă stăm și analizăm puțin din practica trăirii noastre, pentru că suntem la cina Domnului și totdeauna când suntem la, la cina, suntem chemați mai mult ca oricând să ne facem o introspecție, o analiză, să ne judecăm singuri. Și atunci unii, când fac această analiză și judecată, spun, nu pot să iau cina. Nu pot să mă apropii de trupul și sângele Domnului Isus Hristos. De multe ori se întâmplă lucrul acesta. Poate s-a întâmplat și cu voi și cu mine. Vedeți, 70% din cazurile pentru care nu ne apropiem de trupul și sângele Domnului Isus Hristos, nu sunt păcate de comiter. Ci sunt disensiuni care le avem între mădulare, disensiuni datorită comunicării defectoase care există între noi. Și spunem noi nu pot pentru că am avut o discuție. Nu pot pentru că am avut un schimb de vorbe. 70% din cazurile care ne rețin, în a ne împărtășim cu trupul și sângele Domnului Isus Hristos, derivă din aceste disensiuni, care au la bază o comunicare, așa cum am spus, defectuoasă. Dragii mei, există colaborare între măturarele trupului lui Hristos și trebuie să existe coordonare și colaborare pe baza unei comunicări care să fie aprobate de Dumnezeu, care să fie definită de Cuvântul lui Dumnezeu și vom explora împreună, vom naviga prin câteva evenimente, să înțelegem sigur, în comunicarea e foarte complexă. Nu pot uh, atinge toate aspectele ei, în complexitatea ei. Comunicarea este, este complexă, dar vom observa câteva detalii care este bine să le însușim. Așa cum am spus la început, să avem inițiativă între a decide. Așa voi face și eu, ca oamenii lui Dumnezeu, care vor ieși în relief cu personalitatea, demnitatea și caracterul lor. S-a vorbit aici foarte mult despre. famen. Am avut în ultima lună sau o lună jumate trei predici despre famenul etiopian și Filip. Pentru că este foarte educativă. Este educativă această, această întâmplare istorică, adevărată. Dar ceea ce mie îmi place la famen și la Filip este înțelepciunea famenului. Când Filip, plin de praf și transpirat, fuge după el și primul cuvânt care îi spune este un cuvânt caustic, dur, metalic. Înțelegi tu ce citești? Să spui la un străin așa care avea o altă demnitate, care aparținea la o altă clasă socială, să spui în lucrul, lucrul acesta direct, înțelegi tu ce citești, este un afront. Putem spune lucrul acesta. Dar famenul acesta a dat a dovadă dat de înțelepciune. El nu s-a uitat la, la forma în care i-a fost adresată, ci s-a uitat la conținutul adresării lui Filip și în consecință, spune Cuvântul lui Dumnezeu, a trecut de la moarte la viață, s-a botezat, s-a născut din nou. Pentru că a știut să caute conținut într-o formă caustică, într-o formă dură. Înțelegi tu ce citești? Putea să aibă o, 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 un răspuns uh, uh, foarte divers la o asemenea întrebare. ce spasă -ți ție? Cine ești tu? Ce vrei de la mine? Să... Vine cineva la tine să te abordeze cu înțelegi tu ce citești, având în vedere și statutul famenului. Dar omul acesta a avut înțelepciune și s-a uitat la conținut, nu la formă. În comunicarea cu Filip. A fost odată în vechime, spune cuvântul Domnului, un sfetnic, sfetnic foarte bun al lui David, Ahitofel. Spune cuvântul Domnului că cuvântul lui, sfatul lui era foarte prețios. Dar s-a întâmplat că la o, un, o, o întâlnire care David a avut cu sfetnicii lui, sfetnicul acesta, Ahitofel, a fost jignit în demnitatea lui pentru că David nu a luat în considerare sfatul lui. spune cuvântul Domnului când a văzut că David n-a ascultat de ceea ce el i-a adus înainte, s-a dus acasă, a pus casa în rânduială și s-a spânzurat. Vedeți, dragii mei, cuvântul nostru determină o atitudine în celălalt, la cine îl adresăm. Și cuvântul tău, către mine determină o atitudine în mine. Aceasta este comunicarea. Din nou, repet, vorbim despre comunicare în spațiul spiritual al Bisericii Dumnezeu, în complexitatea funcționării, funcționalității mădurarele trupului Lui Hristos. Cuvântul tău determină o atitudine în mine. Și cuvântul meu că te tine determină o atitudine în tine. Dragii mei, în biserică cu toți cunoaștem că este teocrație și așa este. Este teocrație, nu este democrație. Însă vom vedea că există, posibil, există posibilitatea de a comunica între mădulare, de jos în sus, într-un mod foarte eficient și constructiv. Pendularea de la o biserică la alta, se duc frații de la biserica noastră la alta, de la alții vin la noi și așa mai departe. Au la bază această comunicare, înțeleasă sau nu. Vedeți, Aitofel, dacă nu i s-a luat în considerare sfatul lui, a murit spiritual și biologic. De multe ori avem și noi asemenea cazuri. Când omul în comunicarea lui, omul creștin din trupul Bisericii lui Dumnezeu, vrea să se impună un sfat a lui. Și dacă nu el este luat în considerare, se duce la altă biserică. Cunoașteți cazuri, sunt cazuri și aceasta este o realitate. De aceea vom vedea că această comunicare între mădulare și în trupul Bisericii lui Dumnezeu, unde Dumnezeu a lăsat o structură bine definită, această comunicare comportă aspectul de consultativ și directiv. Adică cuvântul tău, comunicarea ta față de mine poate avea un caracter consultativ, îți mulțumesc pentru ce m-ai spus, voi lua în considerare ce ai, ce ai spus tu, sau poate să aibă un, un, un caracter directiv să spui, da, voi implementa ceea ce ai spus tu. Vom naviga, așa cum am spus, vom naviga prin câteva evenimente, pentru că este cină și nu avem timp. Și doresc doar să fiu foarte, foarte precis în ceea ce spun, pentru ca să rămânem cu o învățătură. Să învățăm ceva, să să decidem în dreptul nostru dacă este bine sau nu să vedem și să învățăm de la oameni care au comunicat, care au știut să comunici în mod eficient. În 1 Samuel, capitolul 12, avem un eveniment care implică pe David, Abigail și Nabal și un slujitor. Vă reînfrăspătesc memoria relativ la acest eveniment. David fugea, încă nu a intrat în posesia împărăției lui Israel și era departe prin pustie și întâlnea foarte mulți oameni. Dar într-o zi, pentru că era aproape de Carmel, a trimis oamenii lui la un om din Carmel, din muntele Carmel, un om bogat, Nabal se numea el, cu soția lui Abigail, și-a trimis oamenii lui la, la Nabal, la omul acesta bogat care avea mii de oi și era timpul uh, când tundea oile. Și-a trimis oamenii lui și i-a spus, uite, păstorii tăi au fost păziți de noi în pustie, nu le am făcut niciun rău, ți-am păstrat averea, nu ne-am uh, interferat cu, cu averea ta, deși puteam. Și oamenii acestea lui David s-au dus la Nabal, la omul acesta bogat, și a spus, dă ceva pentru oamenii tăi, oamenii lui David, dă ceva! Și Nabal a spus, nu dau nimic. Era un om rău și a spus, nu dau nimic! Oamenii lui David s-au întors la el și a spus, Nabal refuză orice colaborare cu noi. Și David ia o decizie și spune toată casa lui Nabal o voi trece prin ascușițul săbii. Tot ce este de parte bărbătească nu va rămâne cu viață până la sfârșitul soarelui. A luat decizia David. După refuzul lui Nabal ca să-l ajute cu niște merinde, cu niște alimente. Dar spune cuvântul Domnului că un slujitor de-a lui Nabal care a văzut situația, s-a dus la, la stăpâna lui, la Abigail, la soția lui Nabal. Și a spus, uite care e situația. Oamenii lui David au venit să ceară ceva, n-au primit, Nabal nu le-a dat nimic și iată că suntem în pericol să fim nimiciți, noi și toată casa stăpânului nostru. Și slujitorul acesta. Spune așa, după ce vorbește cu soția lui Nabal, spune Să știi acum și vezi ce ai de făcut. Un slujitor să spune așa stăpânului lui Vezi ce ai de făcut. A, Abigail a ascultat, a rectificat toate situații, a luat merindele, a pus pe catâri și s-a dus la David și a deliberat acolo și a spus, uite, asta este din partea familiei lui Nabal. Și David, în, în, în versetul 33 din 1 Samuel 25, spune, binecuvântată să fie judecata ta, spune, și binecuvântată să fii tu, că m-ai oprit în ziua aceasta să văr sânge și mi-ai oprit mâna. David a avut o inițiativă. Foarte dur, să decimeze casa, să, să distrugă casa lui Nabal. Dar Abigail, în urma sfatului unui slujitor, a rectificat situația și a scăpat viața familiei și a slujitorilor ei. Dragii mei, ceea ce vreau să spun este această comunicare între slujitorul lui Abigail și Abigailia însuși. Vedeți, îi spune, îi atrage atenția pentru că este, este iarăși vorba de comunicare, o comunicare iritabilă. Să spui soției stăpânului tău, tu slujitor, să spui, uite, asta e situația, vezi ce ai de făcut. Este greu. Este o formă iritabilă. De multe ori trecem prin asemenea situații și uh, uh, reacționăm foarte diferit. Dar Abigail nu degeaba spune cuvântul Domnului că Abigail era o femeie cu judecată. Era o femeie cu judecată și frumoasă la chip. Din nou, același lucru îl observăm aici. O, o comunicare care conține un adevăr important. Slujitorul i-a spus clar, familia lui Nabal și toată casa lui este în pericol de a fi distrusă de David. Dar forma prin care el s-a adesat ei a fost foarte, așa cum am spus, necomerciabilă, iritabilă. Vezi ce ai de făcut acum. Îi spune un slujitor, stăpâne, vezi ce ai de făcut. Dragii mei, primul lucru care vreau să-l înțelegem e că această comunicare între mădularele trupului lui Hristos, este condiționată de nivelul de educație, nivelul cultural, etnia și zona geografică din care venim. Trebuie să recunoaștem lucrul acesta. Și de multe ori comunicăm între noi prin tributari acestor lucruri, al culturii din care provenim noi. Slujitorul acesta n-a spus nimic rău, a spus bine, a spus o situație reală, un pericol iminent. Dar s-a adresat și uh, ultimele lui cuvinte a fost, vezi, ce ai de făcut acum, să spuneți stăpânul ei. Vezi ce ai de făcut acum. O formă care probabil este era dată, nu probabil sigur, era dată de, de, de nivelul lui, de cultura lui, de educația lui, de, de zona din care a venit, de, din etnia de care aparținea. Vezi, ce ai de făcut. Abigail, spune cuvântul Domnului, a fost o femeie cu judecată. Nu s-a uitat la formă. A înțeles că nu forma este importantă, și conținutul. Și conținutul l-a luat, l-a aplicat și a scăpat viața familiei lui ei și a, a soțului ei și toată averea lui și toți slujnicile și slujii argații care erau la... la la averea lui Nabal din muntele Carmel. A scăpat cu viață. I-a salvat viața. Pentru că, din nou spun, nu s-a uitat la formă, ci s-a uitat la conținut. În comunicarea noastră, pe diferite nivele unde ne aflăm în funcționalitate ca membri, ca mădulare în trupul lui Hristos, dragii mei, trebuie să înțelegem că Comunicarea trebuie uh, să aibă acest caracter consultativ. Surgitorul a spus, vezi ce ai de făcut. Eu îți spun, cu alte cuvinte, eu îți spun care e situația, care e pericolul, dar o sugestie. vezi ce ai de făcut. Dacă o iei în considerare, este bine. De multe ori și noi facem lucrul acesta. Dar știi ce facem? După ce dăm un sfat sau venim cu un sfat, venim cu un sfat și sfatul îl luăm ca fiind, având un caracter consultativ și neimplementat, știți ce facem? Facem ca hitofel. Moarte spirituală. Am plecat, m-am dus. N-ascultă de mine. Nu mi-au luat în considerare sfatul meu. Dar haideți să parcurgem încă un eveniment foarte important din Exodul capitolul 8, Spune cuvântul Domnului că Moise, omului Dumnezeu cu care vorbea Dumnezeu, cu o personalitate deosebită, extraordinară, cu o chemare care nu poate fi egalată de, între oamenii lui Dumnezeu, se afla în pustiu, în fruntea poporului Israel, Moise și iată că vine socul lui în Exodul, capitolul 18 vine soclul lui Ietru, un ne neteat împrejur. Era soclul lui. Și vine la el și spune, nu faci bine ce faci. Așa îi spune lui. Nu faci bine ce faci. Și a explicat ce. Uită, Moise, tu stai la judecată, tot poporul stă în picioare de dimineața până seara, tu judeci poporul și obosești poporul, extenuezi poporul. Este obositor. Metodologia ta de lucru este defectuoasă. Vine socru care nu face parte din poporul lui Dumnezeu, vine la Moise, omul lui Dumnezeu, ca nimeni altul. Și vine socru și îi spune, ce faci tu nu este bine. Cu alte cuvinte, strategia ta este, este, este uh, lamentabilă. Uite, ții poporul de dimineață până seara și judești tu, și el vine cu soluția. Socrul lui vine cu soluția. Uite, ce trebuie să faci. Pune că peste o mie, peste 100, peste 50 și 10. Ei să judece poporul și numai problemele mari majore să ajungă la tine la judecat. Îi spune socrul lui. Îmi place foarte de mult de Moise, că Moise tace și cred că s-a uitat la el și a spus, cine ești tu? E socrul meu, dar nu faci parte din poporul lui Dumnezeu. Ești un neteiat împrejur. Și vii tu și mă corectez, eu care lucrez cu Dumnezeu, care lucrez în colaborare cu Dumnezeu și primesc directive din partea lui Dumnezeu, Îmi spui tu că modalitatea asta legislativă prin care judec poporul nu este bună. Cine ești tu să-mi spui ce trebuie să fac? Dar uitați înțelepciunea acestui om al socrului lui, lui Moise. Ietro se numea. În versetul 23 din Exodul 18, el spune așa, după ce îi dă da o sugestie în comunicare cu el, îi dă o sugestie și spune așa, dacă vei face lucrul acesta și dacă Dumnezeu îți va porunci așa, vei putea face, tuturor, face față tuturor lucrurilor și poporul acesta va ajunge fericit la locul lui. Vedeți, dragul meu, dragii mei, o sugestie devine din sugestie, din, din caracter consultativ, vine un, într-un caracter decisiv, direcțional. Dar cum? Cine aprobă lucrul acesta? El spune, dacă ceea ce spun eu și dacă Dumnezeu îți va porunci așa, nu numai că spun eu, vin eu cu sugestia, vin eu cu sfatul. Vin eu cu cuvântul meu, modalitatea mea, cum, cum vreau eu să. Așa văd eu organizarea. Nu. Spune, asta este sugestia mea și dacă Dumnezeu îți va porunci așa, dacă Dumnezeu validează sugestia mea, atunci o e în considerare. La Abigail, cu slujitorul acela, a fost o sugestie cu caracter consultativ. Ietro, acest socru al lui Moise, vine cu o sugestie cu caracter consultativ, dar care devine directiv în momentul în care a spus și a menționat dacă Dumnezeu validează ceea ce spun eu, atunci se implementez această, această strategie legislativă. Vedeți, dragii mei, în comunicarea din nou vin, pentru că despre aceasta vorbim, între mădularele trupului Lui Hristos. Nu face deosebirea între, între un sfat și o comunicare cu caracter consultativ și una cu caracter directiv. Vrem să implementăm noi gândirea noastră. Fiecare are o anumită gândire, așa cum am spus, venite din cultură, din etnie, din, din, nivelul de educație și așa mai departe. Și vrem și venim cu, cu sugestia și vrem ea să fie implementată. Fără să acceptăm ca această sugestie să fie aprobată și validată de Dumnezeu, cum a făcut acest om înțelept, Ietro, socrul Moise. Eu vin la tine, Moise, Asta este sugestia mea. Nu cred că faci bine. Acesta este sfatul meu. Îl implementez în momentul în care Dumnezeu îți va porunci așa. De câte ori ne-am supărat, dragii mei, în practica noastră, trăirii noastre, în relația noastră între modulare. De câte ori ne-am supărat și n-au fost distensiuni între noi și poate nu te-ai apropiat de trupul și sângele Domnului Isus Hristos, Că sfatul tău n-a fost un sfat cu caracter directiv, de implementat, de executat în practic. Și n a acceptat lucrul acesta așa cum n-a acceptat fel. Dacă sfatul lui n-a fost luat în considerare a murit spiritual, fizic, de atâtea ori și noi murim, nu ne apropiem de trupul și sânge Domnului Iisus Hristos, care este viață pentru noi. Dragii mei, doresc ca Dumnezeu să ne binecuvinteze. Dumnezeu să facă să înțelegem acest mecanism al comunicării între mădurarele trupului lui Hristos. Să înțelegem că cuvântul meu determină o atitudine în tine și cuvântul tău față de mine trebuie să determină o atitudine. Eu sunt responsabil de ceea ce spun. Dar tu ești responsabil să cauți conținut, nu formă. Nu forma în care ți se, ți se spune. De multe ori noi ne, 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 ne împiedicăm în forma în care un sfat este adresat. Abigail n-a făcut așa. Slujitorul i-a spus, vezi ce ai de făcut, stăpână? Vezi ce ai de făcut? Nu s-a uitat la formă. Forma a fost dată de nivelul lui, nivelul slujitorului. Atât a putut, atât a face. Și noi avem cuvântul ăsta în românește să spune. Atât îl duce în capul. Nu forma contează, ci conținutul, pentru că el a fost bine intenționat. Fratele tău este bine intenționat când vine la tine, dar forma probabil că este iritabilă pentru tine. Dacă ai înțelepciunea și priceperea lui Abigail, privești la conținut care poate să aducă viață. I-a scăpat cu viață toată averea lui Nabal. Dragii mei, care este atitudinea ta când vii înaintea, lui, înaintea fraților tăi? Cu o sugestie. Vrei să aibă un caracter directiv, fără să fie aprobate de Dumnezeu, doar pentru că ai spus tu, doar pentru că ai tu o sugestie? Sau aștepți și spui, acesta este sugestia mea, acesta este sfatul meu, dacă Dumnezeu vă va porunci așa, implementați. Aici înseamnă înțelepciune în comunicarea între măturarea trupului Hristos. A aș să închei, dragii mei, cu o referire la Gedeon, la omul lui Dumnezeu, la Gedeon, care a stat de vorbă cu Îngerul Domnului. A fost un om cel mai mic din familia lui Gedeon și cel dintr-o familie cea mai săracă din Manase. Și, în plus, era deprimat și avea îndoieli. El mărturisește, el spune așa, cu gura lui spune omului lui Dumnezeu, uite cine sunt. Sărac, mic și îndoielnic și deprimat. Și, totuși, omului Dumnezeu, îngerul Domnului, îi spune. Gedeon, du-te cu puterea pe care o ai și bate pe Madian. V-ați întrebat de ce, după ce Gedeon se, se, plânge și se lamentează de situația lui deplorabilă în care se afla, v-ați întrebat de ce nu Îngerul Domnului a spus, iată te voi investi și Duhul Domnului va veni peste tine cu o putere. Nu-i spune lucrul acesta. Îi spune în ciuda, în ciuda situației reale, mic, sărac, îndoielnic, deprimat, îi spune, Gedeon, cu puterea pe care o ai, du-te! Dar știți ce a făcut cu puterea pe care a avut-o? Spune cuvântul Domnului că a făcut ordine în familia lui și în cetatea lui. A dărâmat altarul balilor și stâlpul închinat balilor, a startei. A făcut cu puterea care o avea, a fost necesară puterea care o avea și suficientă să facă ordine în familia lui și în cetatea lui. De-abia în, în, în versetul 33, dacă nu mă când a, provocarea a fost masivă, mare, trebuia să stea împotriva lui Amalec și a Madianului, poporul Madianului, atunci spune Cuvântul Dumnezeu și menționează că Duhul lui Dumnezeu a venit peste el. Când provocarea este mai mare. Primești o îndoită putere din partea Dumnezeu să fii victorios. Dar nu, nu subestima. Nu subestima puterea care Dumnezeu a investit în tine. Ești de 5, 10, 15, 20 de ani, 30, 40 de ani în biserică. Și nu știi că Dumnezeu a investit o putere spirituală suficientă ca să reformezi familia ta și să reformezi cetatea ta. Gedeon a primit putere pentru a reforma familia lui și cetatea lui. A fost existență, a fost existentă în el. Mai târziu, când provocarea a fost mai mare, i s-a dat o doză mai mare din puterea lui Dumnezeu. Dragul meu, să nu spui că nu ai înțeles modalitatea simplă expusă de mine în ceea ce privește comunicarea între mădulare și să nu spui că n-ai putere să o implementezi. Conform oamenilor Dumnezeu, conform, conform cuvântului Dumnezeu, așa cum l-am relatat, există o putere în tine. Dumnezeu a investit în tine o putere spirituală suficient să faci reformarea vieții tale, a familiei tale și a cetății în care te găsești. Amin! Dumnezeu să facă lucrul acesta. Nu vă îndoiți Că venind aici la biserică, Dumnezeu nu investește în voi. Dumnezeu investește noi capacități noi spirituale, Suficient să-ți reformezi viața, dacă ești sincer cu Dumnezeu. Dacă ești sincer cu Dumnezeu, înțelegi că investiția făcută de Dumnezeu în tine de ani de zile, când vii la biserică. Sunt câteva excepții care n-au ani de zile sau născuți în biserică și să nu ai înțelegerea necesară să pricep că Dumnezeu a investit în tine putere spirituală suficientă, să ai o inițiativă să-ți reformezi viața individuală, familia și cetatea în care ești. Dumnezeu să ne binecuvinteze pe toți să înțelegem ce avem de făcut. Să înțelegem Cuvântul lui Dumnezeu pentru că. El este de bine pentru noi. Cuvântul înțeles, așa cum am spus la începutul predicii mele, să lucreze în noi inițiativă, renoirea minții, inițiativă, decizii și hotărâri. Apoi vom primi o altă putere, o îndoită putere, ar trebui să spun, o îndoită putere. Când provocările sunt mai mari, fi sigur că Dumnezeu are grijă să-ți dea o îndoită putere. Dar nu subestima puterea de reformare care Dumnezeu a investit în tine. Tu nu vii degeaba aici în biserică. Tu nu vii degeaba și te închini înaintea lui Dumnezeu. Asculți cuvântul lui Dumnezeu, te rogi, postești, când aduci laudă lui Dumnezeu. Nu subestima investiția care Dumnezeu o face în voi în fiecare. Există o putere suficientă să începe o reformare în ceea ce privește comunicarea între mădularele trupului Hristos. Dumnezeu să vă binecuvinteze. Să luăm aminte pentru că este pe, pentru binele nostru. Să trăim, să avem viață, să avem vitalitate spirituală și să ajungem acolo la sfârșit în împărăția lui Dumnezeu. Doamne ajută-ne pe toți la aceasta. Amin. Iubiții mei, vă invit să ne ridicăm din nou încă o dată înaintea Domnului să dau citire cuvântului Dumnezeu pentru textul și pentru îmbărbătarea noastră pentru cine invit în timpul acesta pe ceilalți frați să vină aici. După ce voi da citire cuvântului Dumnezeu, ne vom ruga cu toți împreună și ne vom ruga Domnului din nou să ne curățească, să ne ierte, să ne spele cu sângele Lui și să ne putem împărtăși din nou în dimineața aceasta. Ne vom ruga de asemenea Domnule, ca Dumnezeu să binecuvinteze cetatea în care locuim, cu libertatea pe care o avem. Avem un mare har, o mare libertate, o mare îndurare, mâna Domnului este la lucru, Duhul Domnului este peste locul acesta, Dumnezeu să binecuvânteze în continuare statul acesta și țara aceasta, bineînțeles, frații noștri de dincolo sunt chinuiți de lucrul acesta. Dar Dumnezeu să ne binecuvânteze pe toți și să lase în durarea lui peste statul acesta. Amen. 1 Corinteni capitolul 11 versetul 23 în jos că ce am primit de la Domnul ce v-am învățat și anume că Domnul Iisus în noaptea în care a fost vândut la a luat o pâine și după ce a mulțumit lui Dumnezeu a frânt-o și a zis luați, mâncați, acesta este trupul meu care se frânge pentru voi să faceți lucrul acesta spre pomenirea mea tot astfel după ce a luat paharul și a zis acest pahar este legământul cel nou în sângele meu să faceți lucrul acesta spre pomenirea mea ori de câte ori veți bea din el pentru că ori de câte ori mâncați din pâinea aceasta și beți din paharul acesta, vestiți moartea Domnului până va veni El. De aceea, oricine mănâncă pâinea aceasta sau bea paharul Domnului în chip nevrednic, va fi vinovat de trupul și de sângele Domnului. Fiecare să se cerceteze de al pe sine însuși și așa să mănânce din pâinea aceasta și să bea din paharul acesta că cine mănâncă și bea și mănâncă și își bea o sândă lui însuși, dacă nu deosebește trupul Domnului. Din pricina aceasta sunt între voi mulți de putincioși și bolnavi și nu puțin dorm. Dacă ne-am judecat singuri, n-am fi judecați. Dacă când suntem judecați, suntem pedepsiți de Domnul ca să nu fim o sândiți odată cu lumea. După ce ne vom ruga cu toții în comun, prin fratele Dumitru, ne vom ruga pentru pâine și prin fratele Bene pentru rodul viței. Ne rugăm cu toți împreună, Domnul, așa cum stăm.